Ieri, în etapa a noua a Ligii I de futsal la sala sporturilor Constantin Jude din Timișoara, a avut loc confruntarea dintre CFR Timișoara și Auto Bergamo Deva, două foste campioane ale României. CFR Timișoara se afla înaintea meciului pe locul 4 în clasament, la 4 puncte în spatele adversarei Auto Bergamo Deva, bănățenii fiind condamnați să învingă pentru a ține aproape de podiumul Ligii I de futsal Fortuna. Deveni au început meciul în forță și în minutul 8, după o succesiune de pase în viteză, Aramă rămâne singur cu portarul bănățenilor și trece mingea pe lângă acesta, deschizând scorul. 8 secunde a durat bucuria devenilor pentru că timișorenii au pus mingea în joc și s-au aruncat spre poarta lui Dinicuță, Robert Lupu fiind cel care a introdus mingea în poarta oaspeților, readucând egalitatea pe tabela de marcaj. Ușor-ușor, ceferiști au preluat posesia balonului, iar în minutul 11 apărarea de Veană este din nou învinsă la o fază fixă, iar în minutul 15, după o nouă fază rapidă a gazdelor, scorul devine 3-1. În minutul 18 apărarea de Venilor este făcută șahmat de pasele rapide ale bănățenilor și fostul jucător al lui Auto Bergamo, Mihnea Toader, stabilește scorul pauzei 4-1 pentru CFR Timișoara. În repriza a doua, devenii au încercat să revină în meci, dar apărarea dirijată de portarul bănățenilor, Teodor Lungu, reușește să dejoace acțiunile devenilor. Totuși, în minutul 7 al celui de-al doilea mitan, coșocarul lovește bara porții lui Lungu, iar în minutul 11, Sergiu Gavrilă ratează ocazia de a-și trece numele pe lista marcatorilor. O face în minutul 13, dar cu un autogol. Cu 4 minute înainte de final se stabilește scorul final, tot printr-un autogol de data aceasta al ceferiștilor, mingea șutată violent de Denis Boldor, lovindu-l pe Mihnea Toader și oprindu-se în plasa porții bănățene. Așadar, CFR Timișoara FC Auto Bergamo Deva s-a încheiat cu victoria bănățenilor cu 5-2, aceștia apropiindu-se la un punct de deveni, urmând ca etapa următoare în 27 noiembrie să vină la Deva pentru a întâlni de data aceasta cealaltă echipă din Deva, ACS Vest. FC Auto Bergamo va primi la sala sporturilor din Deva în 26 noiembrie vizita echipei Luceafărul Buzău.